Deci ești înregistrat candidat independent. Da, așa este. Pe data de 12 am fost înregistrat, pe data de 4 zile am primit răspuns că sunt acceptat. Și ce ai de gând să faci ca să afle lumea de tine și eventual să te voteze? În primul rând, promovarea pe internet, pe pagina mea personală de pe site-urile de socializare și poate chiar și alte site-uri care cunosc prietenii, dar din păcate nu pot ieși la televiziune, la dezbatere electorale. Am scris o scrisoare, o cerere în care rog să fiu și eu invitat și Jurnal TV a spus că nu se fac dezbateri electorale pentru consilieri, doar pentru primari și pentru primarii care sunt de la partide. Pucu, și al doilea, la Moldova 1, a fost personal chiar acum și tot așa la fel mi s-a spus că s-a luat decizia să fie doar pentru primari și doar pentru primarii de la partide. Atât, primarii independenți și primarii de la partide. Pucu. Pentru consilieri nu fac dezbateri, au spus că ei sunt în drept să facă, dar nu fac. Au luat decizia să nu fac. Și cred că este o problemă pentru noi, independenții, mai ales care vor să candideze la funcția de consilier, pentru că n-o să fim auziți și ca un fel, așa o impresie că suntem special marginalizați, da. Și ca să știe mai puțin lumea de noi și să nu aibă șansa să ne voteze. Și probabil bani pentru publicitate n-ai și n-ai să cheltui? Sigur că nu merită. Nu merită pentru că nici nu i-am, nici nu vin pentru a băga banii în asta. A băga și a scoate banii, dar nu este sensul ăsta. Și din păcate nu știu cum se află lumea din noi, eu cred că este o încălcare, cum fel. Dar hai să facem niște clipuri, niște adresări către alegători și le publicăm măcar pe internet. Așa cred și eu, de asta încercăm și noi acum cu tine să ne exprimăm prin aparatul foto și video care le avem la îndemână de care dispunem. Bun, Eugen, curaj, îndrăznește. Da, mulțumesc.